41 de review-uri negative de 100 din 5. Managerul restaurantului spune că toate comentariile negative despre local au apărut după ce a servit cu mâncare și băutură protestatarii care cereau abrogarea ordonanței de urgență ce schimba codul penal, apoi demisia guvernului. Am constatat că de fapt sunt membrii TSD și PSD, care de fapt au vrut să răzbune și pe noi și pe alții, pentru că nici măcar n-am sprijinit neapărat manifestațiile, ci efectiv am oferit ceai și cafea persoanelor care, nu știu, să nu înghețe de frig oamenii. Ne-au dat review-uri negative oameni care n-au nicio treabă cu restaurantul, oameni din Iași, oameni din Botoșani, oameni din Constanța. Acuzațiile sunt sprijinite de niște capturi ale discuțiilor care au avut loc pe grupul de WhatsApp care aparține studenților socialdemocrați. Acolo ar fi pus tinerii la cale planul de defăimare. În conversație apare și numele deputatului PSD Alfred Simonis, Freddy pentru cunoscuți. Parlamentarul neagă însă totul. Acum, dacă nume personal oamenii au avut probleme cu mâncarea unui restaurant, e treaba lor. PSD Timiș a recunoscut însă că multe dintre comentariile negative despre restaurant au fost scrise din răzbunare. Este acțiunea lor pentru care, într-un fel sau altul, vor răspunde. Am discutat cu ei, am înțeles că au fost în jur de 20 de review-uri date restaurantului cu pricina. Tot din conversațiile membrilor Ligii Studenților Socialdemocrați răiese că cei care nu vor semna o petiție pentru susținerea guvernului Grindeanu riscă excluderea. Administratorul grupului de WhatsApp este consilierul județean PSD Cristian Dolecec, care apare în conversațiile tinerilor sub numele Dole. După ce totul a ieșit la iveală, toate comentariile negative scrise restaurantului au fost șterse de tinerii socialdemocrați de la Timișoara.